Tinerii sportivi ai clubului ACS Judo Phoenix Timișoara, împreună cu mai bine de 100 de copii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, și-au măsurat forțele în cadrul unei competiții amicale desfășurate în acest weekend la sala polivalentă din Dumbrăvița. Copiii din familiile aflate în programele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș au primit o introducere în tainele judo. Acest tip de arte marțiale, dezvoltat în Japonia la sfârșitul secolului al XIX-lea, este în același timp un sport, dar și o formă de educare mentală și morală. Tinerii au avut astfel șansa să descopere faptul că sportul poate însemna atât exercițiu fizic, cât și o oportunitate de a-și construi un viitor mai bun. Medaliați sau începători, copiii au avut cu toții ocazia să participe la activitățile desfășurate sub îndrumarea antrenorilor și campionilor cu experiență ce activează în cadrul clubului. De la demonstrațiile de judo și kenjutsu, magie cu Lorenzo, până la jocuri și lecții de istorie sub formă de ateliere interactive, pe salteaua de judo sau în cadrul mesei calde oferite, copiii din cadrul clubului Phoenix și oaspeții de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș au legat prietenii și au arătat faptul că sportul ajută nu doar mintea și sănătatea, ci poate crea legături puternice. De ce Dumbrăvița? Pentru că avem deja 4 campioni naționali, vicecampioni naționali și dorim în tot sufletul să dezvoltăm sportul în Dumbrăvița, mai avem și la alte discipline sportive campioni. Am venit cu acest proiect în parteneriat cu Asociația Judo Phoenix Timișoara, Consiliul Județean Timiș, Direcția de Generală de Asistență Socială, Centrul de Zi Dumbrăvița, pentru a veni în sprijinul copiilor cu probleme sociale și cu dizabilități. Este în premieră acest proiect, sperăm că în continuare și alte localități să se implice în genul ăsta de proiect pentru copii. Poate deveni un proiect social și un proiect sportiv de succes? Sigur că dacă vom descoperi copii cu talent și de la centrele de clasament pentru a face campion din ei. Consideră un proiect foarte important, prima ediție, și sper să o transformăm în tradiție, unde clubul de judo, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială Protecția Copilului, subordonată a Consiliului Județean, și împreună cu Primăria Dumbrăvița ca și gazdă, au realizat acest eveniment de a, cum spune așa, educa copiii prin sport. Cred că e foarte important, susținem la nivelul Consiliului Județean astfel de evenimente pentru sportul de masă, sportul de masă combinat cu sportul de performanță până la urmă, pentru că ceea ce ne dorim foarte mult este să avem copii sănătoși, să avem copii dezvoltați armonios și, bineînțeles, să-i atrage cât mai mult spre mișcare. Poate integra sportul în cazuri sociale, așa cum se dorește pe acest proiect cu judo? Da, categoric, cred că orice sport poate integra și poate sprijini cazurile sociale, pentru că, până la urmă, copiii pot fi direcționați pe performanță, există posibilitatea să fie identificați și viitori copii pentru performanță și, până la urmă, trebuie să știm că sportul este o disciplină, este o tradiție și contează foarte mult de a fi prezenți pe suprafață.